Dat să fie Domnul! Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine. Cartea 1 Samuel, capitolul 26. Citim tot capitolul, trecem și în capitolul 27 și vedem până unde mergem cu citirea. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, mi-ar plăcea tare mult să o deschideți. Știu că e târziu, știu că uneori e incomod, poate sunteți cu copiii pe lângă dumneavoastră, e de înțeles și lucrul acesta, chiar de apreciat, dar cei care aveți condiții optime, vrem să urmărim citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Textul va fi puțin mai lung, predica vrem să fie mai scurtă decât de obicei, având în vedere toate criteriile. Zifiții s-au dus la Saul, la Gibeia și i-au zis, iată că David este ascuns pe dealul Hachila în fața pustiei. Saul s-a sculat și s-a coborât în pustia Zif cu 3.000 de oameni. A ieșit din Israel ca să caute pe David în pustia Zif. A tăbărât pe dealul Hachila în fața pustiei, lângă drum, David era în pustie. Și înțelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustie, a trimis niște scoade și a aflat în adevăr că Saul venise. Atunci David s-a sculat și a venit la locul unde tăbăruse Saul. A culcat Saul cu Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui. Saul era culcat în cort, în mijlocul taberei, și poporul era tăbărât în jurul lui. David a luat cuvântul și a vorbit lui Abimelec, fratele lui Ioab, a zis, cine vrea să se coboare cu mine în tabăra lui Saul? Și Abishai a răspuns, eu mă voi coborâ cu tine. David și Abishai s-au dus noaptea la popor și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberei. Și sulița era înfiptă în pământ la capul lui Abner și poporul erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă te rog să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai, nu-l omorâ, că cine ar putea să pună mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis, viu este Domnul că numai Domnul îl poate lovi, fie că va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de bătaie și va pieri, să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la căpătâiul lui cu ulciorul cu apă și plecăm. David a luat dar sulița și ulciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimeni și nimic nu s-a deșteptat, căci Domnul îi cufundase pe toți într-un somn adânc. David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe pe vârful muntelui la o mare depărtare de tabără. Și a strigat poporului și lui Abner, fiul lui Ner, n-auzi tu, Abner? Abner a răspuns, cine ești tu care strigi către împăratul? Și David a zis lui Abner, oare nu ești tu bărbat? Și cine este ca tine în Israel? Pentru ce atunci n-ai păzit pe împărat, stăpânul tău? Căci cineva din popor a venit să omoare pe împărat, stăpânul tău. Ce ai făcut tu nu este bine. Viu este Domnul că sunteți vrednici de moarte, că n-ați vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Uită-te acum unde este sulița împăratului și ulciorul de apă care erau la căpătâiul lui. Saul a cunoscut glasul lui David și a zis, glasul tău este fiul meu, David? Și David i-a răspuns, glasul meu, împărate, domnul meu. Și a zis, pentru ce urmărește domnul meu pe robul său? Ce-am făcut și cu ce sunt vinovat?
Să binevoiască acum împăratul domnul meu să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce atâță împotriva mea, ce te atâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te atâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi ca să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi, du-te de slujește altor dumnezei străini. Oh! Să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de fața Domnului, căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ai urmărit. Parce-te, fiul meu, David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. David a răspuns, iată sulița împăratului să vină unul din oamenii tăi să o ia. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa, și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și El mă va izbăvi din orice necaz. Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu David! Tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mânia și de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mai caute în tot ținut, să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Frați și surori, suntem în această seară aici la dumneavoastră. Bineînțeles, un motiv pe care îl avem în această seară e faptul că în perioada aceasta am fost invitați aici în Austria, împreună cu tinerii de la noi din zonă, cu care slujim acolo și cu care ne implicăm înaintea lui Dumnezeu, cu o parte din ei, și fiind prieteni foarte buni și foarte apropiați cu Manu și familia lui și nu numai, am găsit potrivit în configurația slujirii din această țară să fim alături de prietenul nostru, așa cum am spus, de Manu. El n-a pregetat să insiste să venim și să fim împreună cu dumneavoastră. Nu că ar fi fost nevoie să insiste, dar fiind mare parte din cei din echipă cu servici, cu activități, a fost un pic mai greu, pentru că fiecare a trebuit să creeze un cadru în așa fel încât să se poată învoi și să poată să-și ia liber pentru joi și pentru vineri, alții pentru miercuri noaptea, joi noaptea și vineri noaptea, așa mai departe. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ocrotit, l-am revăzut pe Manu, am revăzut familia lui, un prieten cu care am slujit multă vreme în țară și pentru o vreme vi l-am împrumutat, ca să fie lucrurile foarte clare, să nu avem discuții după aia, am stabilit. Și pentru vremea cât este aici ne rugăm ca Dumnezeu să îl binecuvinteze. Amin. Am fost alături de el, de Andreea, în cuptorul prin care Dumnezeu i-a trecut. Sunt convins că dumneavoastră, ca familie primă aici, ați fost și a simțit alt grad de intensitate a durerii și a cuptorului și toți împreună în această seară suntem aici să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face minuni, un Dumnezeu mare. În vara aceasta noi am văzut minunile lui Dumnezeu la noi în zonă, am văzut minuni mari ale lui Dumnezeu, frați și surori, am văzut vindecări ale lui Dumnezeu, minuni făcute la clipia la ochiului. Dumnezeu a intervenit și a proslăvit numele. Nu pe povești, pe probabilități, pe modurut
știu eu, undeva la genunchi și nu mă mai doare. Și acestea sunt intervenția lui Dumnezeu și nu desconsiderăm niciun fel de lucrarea lui Dumnezeu, dar am văzut miracolele lui Dumnezeu și îl glorificăm pe Domnul. Știm ce Dumnezeu avem, știți ce Dumnezeu aveți și acest Dumnezeu merită să-L slujim cu dăruire. Mi-a căzut la sorți oarecum să stau în fața dumneavoastră tocmai în minutele de prelungire. Spunea fratele Dragoș Croitoru, spunea, măi, la ora când e programată încheierea, ceasul biologic sună și te scoate din servici. Te-ai dezechipat, teoretic, așa, psihic, și deja ești cumva în dimensiunea aceea de deplasare spre casă. Așa că eu acum, până ajungeți dumneavoastră acasă, că nu sunteți ca în România, aveți un pic de călătorit, eu stau pe lângă dumneavoastră așa și vă tot povestesc câte ceva. Am căutat să citesc un pasaj, Dumnezeu mi l-a așezat în inimă, acum m-am frământat foarte, foarte, foarte mult ce să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, Domnul mi l-a așezat în inimă, am mai vorbit din pasajul acesta, nu sunt cuvintele mele, mereu sunt un căutător de înțelepciune, mă rog înainte lui Dumnezeu, rog să-mi descopere, aud oamenii lui Dumnezeu vorbind și eu prin mine nu-s mare lucru, dar prin toți cei care mă înconjoară și cu care mă înconjor, sunt și eu unul dintre slujitorii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să vă spun, să reluăm pasajul acesta povestindu-l puțin, nu este o poveste, că cineva m-a înfruntat odată, eu am fost într-o adunare în urmă cu mai mulți ani de zile, eram mai tânăr așa, și am ieșit la amvon, am eu, așa, lupt eu cu mândria, mai cu alte lucruri, nu vă înșir pe toate acum, și am fost un pic grozav așa când am ieșit la amvon, am zis că în seara asta, pe când frunzăream scriptura, m-am oprit la povestea lui Gedeon, am să vă spun, și eram foarte degajat așa, aveam eu sentimentul că pe treaba mea. La sfârșit mă așteaptă un om al lui Dumnezeu, acolo spre ușa de ieșire, un proroc, un viteaz, un războinic al împărăției lui Dumnezeu. Îl cunoșteam, în seara aceea s-au dat niște lucrări cu atâta acuratețe și cu atâta delicatețe, cu modul în care Dumnezeu se relaționează prin profeție. Și acum mă gândeam că au avut ceva pentru mine, m-au tras așa între rânduri, m-au scos de pe culoar așa și m-au tras deoparte, cum fac așa cu polițiști, știi? Spune, ala, tras deoparte. Nici nu știi ce te așteaptă. Și se uită la mine așa bătrânul și zice, frate, Biblia nu se frunzărește. Doi, în Biblie nu-s povești. Domnul să te binecuvinteze. Am plecat de acolo, nu vă pot spune cum. Probabil că ați avea discernământ să înțelegeți. Desumflat total, fără nicio... În seara aceasta am să vă povestesc puțin întâmplarea pe care David și Saul o trăiesc și vreau să urmărim un singur fir roșu al pasajului. Vi-l spun de la început ca să rămâneți, dacă cumva mai semnalizați undeva în drum spre casă, să vă rămână viu în minte gândul acesta. Pericolul de a fi biruit din interior. Priviți-l pe David. Era într-o covalescență, aproape de neînțeles. Se duce la Nabal să recupere oarecum datoriile pe care omul acesta le avea față de el și față de oamenii lui. Îl întâmpină soția lui Nabal, Abigail, se pleacă înaintea lui, îl previne de la o nenorocire, de la un lucru atât de crud ce urma să se întâmple. David era foarte pornit și dintr-o dată de la rece trece la cald și era într-o situație destul de complicată. Nabal moare și imediat, nu după multe, după multe zile, David se duce și o ia pe Abigail de soție.
Binecuvântată este înțelepciunea ta, binecuvântată ești tu că ai oprit astăzi vărsare de sânge și mai departe. L-a marcat pe omul lui Dumnezeu, pe împăratul David, fugarul David, l-a marcat atitudinea acestei femei. Și era în perioada aceasta, era cumva la cununia civilă. Și pe când era acolo în câmpia Zif, spune cuvântul lui Dumnezeu că primește vestia, că și atunci erau, cum au evrei acum, Mossadul și alte securități din astea și servicii de informații, primește vestea că David vine să-l prindă, că Saul vine să-l prindă. Momentul acela, David vrea să se asigure, trimite și el un sol, se informează, pune lucrurile cap la cap și zice, da, vine Saul. Spune cuvântul lui Dumnezeu și citeam că David stă lângă cei 600 de oameni și spune, care din voi vine cu mine? Unde, împărat? Vreau să mergem în tabăra, în elita pe care Saul o are în jurul lui. 3.000 de soldați, dintre cei mai experți. O trupă comando cum rar întâlnești. Își așează tabăra, în mijloc este Saul cu cortul lui și de jur împrejur, cerc după cerc, 3.000 de soldați porniți după David și după cei 600 de oameni. Cine vine cu mine? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Abishai a zis, mă voi coborâ eu cu tine. Gata, hai să mergem. De pe munte, coboară frumos în vale, trec pârâul și urcă pe celălalt munte. Dumneavoastră sunteți în zonă montană aici, aveți idee. Era o distanță de parcurs și ajung pe partea cealaltă și acolo toată tabăra lui Saul așezată strategic. Se strecoară printre toți și ajunge la cortul din mijloc. Acolo Abner, ministru apărării lui Saul, el trebuia să fie în ușă, planton, să apere pe împărat. Spune Biblia că Abner împreună cu toți erau adormiți. Și imaginați-vă-l pe David cu Abishai, dau pasul peste Abner care era în ușă, intră în cort și Abishai zice, vai da câtă, câtă putere, zicea lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu, David, tu pricepi că e planul lui Dumnezeu aici? Tu îți dai seama ce se întâmplă aici? Nu-i vine să creadă lui Abishai că printre 3.000 de soldați străbat doi oameni. Și ajung în cortul din mijloc, în cortul împărat. Extraordinar. David, tu pricepi, zice Abishai, tu pricepi că aici e lucrarea lui Dumnezeu? Tu îți dai seama cum Dumnezeu a așezat lucrurile? Tu îți dai seama ce minune a făcut Dumnezeu să-i culce pe toți la pământ? Ca să ajungem noi aici? Tu știi că eu sunt omul tău de bază. Una-i dau și nu trebuie a doua. Lasă-mă să îl lichidez. Zice, nu, stai cu minte. Cum adică stai cu minte? Dar tu nu înțelegi? Nu, zice, stai că eu am alt plan. Păi ce plan? De ce ai venit până aici? Și Abishai se uită la el și zice, nu, dar nu te înțeleg, împărate. David, dar nu pricep ce-i cu tine. Cum adică toate lucrurile să se alinieze așa? Ați văzut vreodată câte un business din ăla care se alinează? De n-ai cum să nu zici că e de la Dumnezeu. Ați văzut vreodată? Se așează lucrurile, ai trecut, ai dus, ai vorbit, ai întâlnit, pac, ai bătut palma, ai impresia că cam așa era Abishai. Zice, e pont. Și zice David, nu, stai un pic. Eu am alt plan. Ce planuri ai? Eu am venit aici să văd care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine, nu cu privire la Saul.
Tu îmi spui că voia lui Dumnezeu cu privire la Saul este să-l omorâm, pentru că tot cadrul este de așa manieră încât ne este pus pe tavă. Și zice David, nu, Abishai, oprește un pic. Eu acum am venit aici să mă verific pe mine, nu pe el. Eu i-am zis lui Dumnezeu, dacă trebuie să mă omori, mă duc eu în tabăra lui Saul și gata, am încheiat. Eu verific care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine, Abishai, ascultă-mă! Eu n-am treabă cu Saul în momentul ăsta și cu 3.000 de oameni care stau lângă el și cu Abner de la ușa lui. Eu am treabă cu mine, eu verific voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Nu te înțeleg, om. Ies de acolo, zice, ia sulița și ulciorul cu apă. Și ia sulița cu ulciorul cu apă, avea ulciorul cu apă la cap. Ăștia cu diabet consumă foarte mult. Poate să fie avut și el, nu știu, Saul, de stres, de problemele care erau în împărăție. Îi ia ulciorul cu apă, îi ia sulița și pleacă. Și Abishai în spatele lui, păi dar nu înțeleg nimic. Trec prin tabără, peste Abner, se duc înapoi. Bă, dar nu înțeleg. Adică noi ne-am pus viața în joc printre 3.000 de soldați să luăm o suliță și un pahar cu apă. Nu pricep nimic. Abishai, pe mine mă interesează care-i voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Dacă Dumnezeu... Nu te înțeleg. Se întoarce înapoi în tabără și de pe muntele celălalt, strigă. Abner! Și ecou străbate. Bărbat ești tu? Dați seama că orgoliu de ditamai generalul, ditamai omul care e mâna dreaptă a împăratului, imposibil, domnule. Cum adică eu... Atentez la personalitatea mea? Cine ești tu care urlă de pe muntele celălalt? Eu-s David, o zis. Ia vezi un pic unde e ulciorul și sulița. Și intră în cort. Ce s-a întâmplat, doamne? Când au dispărut de aici? Fiul meu, David! Saul cunoaște glasul. Da, eu sunt. Ăia de lângă tine nu-ți vrei nici împărate, îi spune David. Tu i-ai pus să păzească și ora dormi toți în post. Dacă auziți ce zice, să binevoiască acum împăratul, domnul meu, zice David, să asculte cuvintele robului său. Dacă domnul este cel ce te atâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. De acum treci amândoi, spune în felul următor. Saul, ăștia de aici, de lângă mine, ăștia-s evrei. Aia de lângă tine, îs evrei. Ăștia-s frați. Ăștia au același ADN. Saul, ăștia miroase la fel. Ăștia au aceiași bunici, au aceiași strămoși, povestesc aceleași experiențe și aceleași minuni, au același Dumnezeu, Saul! Dacă vrei să se lămurească lucrurile, coborâm amândoi în vale, eu și cu tine, și acolo aducem o jertfă. Și dacă lucrurile trebuie să se lichideze într-un fel, să se lichideze între mine și tine, să nu se bată frații unii cu alții. Să nu se bată frații care sunt în urma ta cu frații care sunt în urma mea. Nu e voie, Saul! Să se omoare frații între ei. Lămurim noi doi lucrurile. Vino în vale să aducem o jertfă amândoi. Frați și surori, sunt atâtea momente extrem de tensionate în poporul Domnului. Mi se pare dincolo de orice logică. Felul, procedura
tipologia de gândire pe care o are David. Ca să nu se omoare frații între ei, rezolvăm noi doi problema. Ne întâlnim noi doi. Cum îți da dumneavoastră în adunare, frații? Când te-ai pus ultima oară în fața unui grup și spune, stați cu minte acolo. Nu dați în ceilalți că e frații voștri. Nu loviți în familiile astea că ăștia frații voștri. Nu vă atingeți de slujitorii ăștia că ăștia frații voștri. Când ai luat ultima oară poziția lui David să spună, mă duc să mă întâlnesc eu cu omul ăsta. Că dacă îl las, soțiile se vor certa între ele, copiii se vor certa între ei, neamurile se vor certa între ei și răzmelița se duce până la capăt. Eu am întâlnit la noi în sat, în localitatea de unde vin eu, din Daia Română, din județul Alba, doi vecini pe care îi cunoșteam foarte bine. Erau vecini unul cu celălalt aproape de casa părinților mei. Nu se înțelegeau de când știu eu. Nici câinii, oameni buni, prin gard nu se înțelegeau. Când ieșeau în grădină și deschidea poarta spre grădină, câinii se mâncau prin gard. Și David zice, Saul, dacă Domnul este cel care te atâță împotriva mea, coborâm noi doi în vale să aducem o jertfă, să nu se omoare frații între ei. Cum vi se pare atitudinea asta lui David? În comitet la dumneavoastră, nu știu cine sunteți în comitet, nu cunosc, nu discut cu Manu sau cu prieteni de-ai mei probleme de biserică, nici n-am știut cum arată biserica dumneavoastră înăuntru, că n-am fost interesat și n-am fost curios, n-am căutat niciun video cu dumneavoastră, n-am fost curios. Sunt pentru prima dată aici, pe 99,9%, pentru prima oară vă văd, aici mai am un frate, un prieten păstor în Spania cu care m-am întâlnit zilele trecute la Cluj, mai cu Manu, Elias și cam atât. Cum sunt frații în comitet? Când simțiți așa că se încaieră câte un neam cu alt neam sau câte o familie cu altă familie, ați găsit așa în dumneavoastră puterea aceea să zicem protejăm familiile noastre și ne întâlnim noi doi. Mergem să ne întâlnim la un suc undeva să discutăm problemele. Că dacă le lăsăm azi, le lăsăm mâine, le lăsăm poi mâine, corul vor sta și tot pe scaunele astea, sau dacă vă dă Domnul alt local, acolo, și pare așa că-s grozav de uniți. Dar ei nu se vor mai putea vedea în ochi. Știți de ce? Pentru că bunicii, încăpățânați, n-au vrut să se împace. Nu, și-au lăsat problemele în copii, și-au lăsat problemele în nepoți, și dacă au putut, au și-au alimentat puțin. A, lasă că știu eu pe ăștia. Nu i-ai înjurat, nu i-ai blestemat, dar ai atâțat pe cei care sunt în spatele tău. Și David spune, nu. Saul, coborâm noi doi la jertfă și dacă Domnul este cel care te atâță împotriva mea, să se rezolve lucrurile între noi doi, să nu se omoare frații. Să dea Domnul aici, la Folseg, oameni de felul ăsta. Să ai ocazia să ți se aștearnă toate lucrurile. Să-i spui, acum, domnule, acum ai pusă mitraliera pe poziție. Acum, domnule, s-o așezat în fața puștii. E clar, e lucrarea lui Dumnezeu. Și să spui, nu. Nu-s curios ce plan are Dumnezeu cu el. Eu eram curios, Abishai, să văd ce plan are Dumnezeu cu mine. Doi, nu vrem să se încaiere frații. Nu vrem să se omoare frații. Au același sânge. Poartă același port, vorbesc același dialect, au același grai. Sunteți împrăștiați aici prin Austria, prin diaspora românească peste tot și aud despre dumneavoastră și aud despre alții și aud despre frățietatea plecată din țara noastră, că fac biserici după biserici și plantează și nu plantează, că dacă ar fi plantare, numai
rup și fărămițează, că unii cu Aradul, unii cu Bucovina, unii cu oia și nu se înțeleg că-i pahar, că-i păhărele, că-i spălare, că nu-i spălare, că-i batică, nu-i nu știu cum, că-i nu știu pe unde și nu știu ce. Și nu mai poate să stea unul cu altul în aceeași adunare, să caute pacea și să crească din punct de vedere spiritual, să ajungeți cu toți la desăvârșirea credinței în Hristos Iisus. Să dea Domnul în adunare aici întotdeauna oameni cu această înțelepciune, cu această putere de decizie. Mă pun eu în zonă de tampon. Nu. Nu vă certați, iau eu. Problema o iau pe mine. Eu sunt de vină, frate. Nu că copiii, că soții. Nu, eu sunt de vină. Vă rog frumos să mă iertați. Vă rog frumos să-mi spuneți cu ce trebuie să... Ca să nu se omoare evreu cu evreu. Povestea continuă între David și Saul, de pe un munte pe celălalt. Se continuă discursul. Dar dacă oamenii te atâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi, du-te de slujește altor Dumnezei. Cu alte cuvinte, Saul... Ai mare, mare grijă. Poți să fii influențat de cei de lângă tine. Saul, gândește-te bine. Lucrul acesta vine de la Domnul în inima ta sau te atâță alții pe tine. Sunt oameni foarte ușor influențabili. Dacă îi pui motorină, pleacă cu motorină. Dacă îi pui cherosen, pleacă cu cherosen. Cu orice îi dai. Un pocăit nu funcționează așa. Un pocăit funcționează numai după principiile și după rigorile voii lui Dumnezeu. Indiferent care este părerea familiei mele, indiferent care este părerea soției mele, adevărul rămâne în picioare. Pentru adevăr nu am familie, nu am copii, nu am rudenii, nu am nimic. Pentru că adevărul este al lui Dumnezeu și trebuie să rămână în picioare. Saul, zice David, bagă de seamă. S-ar putea poporul care e în spatele tău să te împiedice. Vrei să o faci? Gândește-te bine, cine te influențează, cine e spatele tău? Și ultimul gând. Discuția continuă între ei. Am rămas șocat de felul cum David biruiește etapă după etapă, etapă după etapă. Auziți ce îl provoacă atitudinea lui? Îl provoacă pe Saul, cel care îl urmărea pe față cu o ură de moarte. Zice, Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu, David! Vă dați seama? Să ajungă dușmanul să-i spună, ești fiul meu, David. Să fii binecuvântat. Și auziți, prorocește în dreptul lui. Face afirmații grandioase. Tu vei face lucruri mari și vei birui. Câtă tărie a avut David. Cucerească teritoriu după teritoriu, front după front. Să-l îngenuncheze pe Saul și 3.000 de oameni care erau în preajma lui și stăteau ochi și urechi. Să audă ecoul reverberațiilor care răsunau în valea aceea. Biruință după biruință. Și totuși, pericolul de a fi uit din interior te pândește la orice pas. Mă pândește la orice pas. Auziți ce zice David după scena aceasta și după biruința aceasta glorioasă? Zice el așa. Și a zis în sine. Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Pesimist. Mi-a dat Domnul biruință, am văzut lucrurile lui Dumnezeu, dar într-o zi tot voi cădea, că slab așa azi. Într-o zi tot voi, dinăuntru, într-o zi tot nu voi putea să stau. Acum, într-adevăr, Dumnezeu m-a folosit, Dumnezeu pare că așa și-o desăvârșit. Dar
Într-o zi totu-i cădea, totu-i pica. N-a reușit diavolul să-l culce la pământ. Un curaj cum nu știu cine a mai avut în Israel vreodată. O atitudine, o prudență, o capacitate de analiză cum nu oricine putea să o aibă. Stă singur, biruitor, și dinăuntru aude, cum altă dată auzea, inima îmi zice din partea ta, zice, aud ceva înăuntru meu. În alt psalm spunea, vorbea cu el, pentru ce gem suflete înăuntrul meu, nădăjuiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lauda. Și stă el așa, biruitor, cu sulița lui Saul în mână, pesta-l îngenuncheată, și adună armata, corturile, se duc înapoi, bă, ca altă situație, sau David e mai bun decât mine. Și pleacă acasă. Și marele biruitor stă și zice, într-o zi tot voi cădea. Într-o zi tot voi fi ucis de mâna lui Saul. Cred că cel mai bine e pentru mine să mă duc la filisteni. Vă dați seama, oameni buni, după biruințele acestea, gândiți-vă la Ilie, după ce aduce înaintea lui Dumnezeu acea rugăciune și tranșează încă o dată în istoria poporului cine-i Dumnezeul adevărat și cine-i Baal și Astartea. Și omoară, îi coboară la pârâu și omoară 850 de proroci ai lui Baal și Astartea. Și pleacă de acolo singur, victorios, și ce nu... Nu sunt mai bun decât părinții mei, mai bine să mor. Repet ce spuneam la început și închei. Există pericolul să ai biruință după biruință, biruință după biruință și în ultima bătălie să fii înfrânt. Și o bătălie nu cu 3.000 de viteja lui Saul, o bătălie cu tine însuți. Cu momentul acela când deschizi ușa diavolului să-ți șoptească, tu, au fost așa de moment, dar tu oricum, nu, tu nu reușești, n-ai cum. A zis Dumnezeu că da, a zis, da, Dumnezeu vrea să vă țină limitați, așa, nu, dacă veți mânca din, veți ajunge ca Dumnezeu. Și în adâncul ființei se înfiripă bătălia la care nimeni nu se aștepta să piardă David. Și zice Biblia, nu este nimic, auziți gândirea asta, pesimistă și fatalistă. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. El are biruință aici, de pe un munte, de pe altul. Ăla își adună armata cu tot ce au ei și pleacă acasă și el rămâne biruitor, rămâne ca un triumfător și zice, nu, nimic nu-i mai bine pentru mine. Ascultă-mă bine, la șoapta aceasta va veni și la mintea ta, tânără, tânăr. Poate vrășmașul se spunea aici la început despre cursa și despre atacul vrășmașului de a te duce în păcat. Poate că s-a înfiripat undeva în mintea cuiva gândul, eu oricum nu pot să ies biruitor, eu oricum nu voi putea birui, eu oricum nimic nu-i mai bine pentru mine decât să mă duc la filisteni. Ascultă-mă bine, e șoapta diavolului, e șoapta vrășmașului. E șoapta celui care Biblia spune despre el că este pârâșul oamenilor. Nu-i da voie să se instaleze. Uitați-vă pe David. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish împreună cu... au trecut la Achish fiul lui Maoc, împăratul Gat. S-au dus dincolo de graniță.
Și-a ajuns să facă pe nebunul. Și-a ajuns să fie mercenarul lui Achish. Și-a ajuns la un moment dat să lupte el împotriva, să plece la război împreună cu cei cinci împărați când în Gilboa. A ajuns într-o zi să se încoloneze sub drapelul filistian. Pentru că a pierdut bătălia din interior. Vă chem în această seară să fiți oameni plini de credință. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, striga prorocul Isaia. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de gândurile lui și omul nelegiuit să se lase de calea lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. În seara aceasta sunt aici să vă spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al iertării, un Dumnezeu al perspectivei, un Dumnezeu al speranței. Și te chem în această seară, indiferent în ce frângere, în frângere te-a dus diavolul. Ascultă-mă bine, Hristos e biruința, Hristos e biruința, Hristos e biruitorul, lăudați să fie Domnul. Vă invit să vă ridicați în picioare, vreau să stăm înainte lui Dumnezeu, de minte, de suflet. Au pierdut bătălie și au spus, nu este nimic mai bine pentru mine decât să mă duc la filisteni, să mă duc la droguri, să mă duc în viața de străbă. Ascultă-mă bine, în seara aceasta Hristos, care și-a întins mâinile pe cruce, este prezent aici la Volseg și și orice suflet, pentru că e Dumnezeul noilor orizonturi, e Dumnezeul noi speranțe, e Dumnezeul nădejdii și te cheamă în această seară, nu contează unde ești, am pentru tine îndurare, am pentru tine milă și mână în tine ridic, amin.